Eu sunt Steaua București. Steaua București domină de an bun competițiile interne feminine de polo, iar una dintre jucătoarele de bază este Cristina Șegalmi. Interul stâng al formației noastre a venit în Ghencea în 2018, iar de atunci a câștigat 6 cupe ale României și 5 campionate. În acest sezon, cu Cristina în mare formă, Steaua a cucerit deja Cupa României, iar în Superligă a obținut numai victorii în turneul de debut. A fost destul de greu, atât cupa și în campionat, pentru că echipa Rapid are o echipă destul de bună anul ăsta, însă ne bucurăm foarte tare că am reușit să câștigăm ambele meciuri. Ce simți ca și sportiv atunci când ridici un trofeu pentru Steaua? Mereu este o bucurie. Ca orice sportiv, pentru asta se antrenează, să câștige trofee. Deci noi ne bucurăm mereu foarte tare și mereu încercăm să dăm totul, să câștigăm. Care sunt calitățile echipei din care faci parte? În primul rând, suntem o echipă foarte unită, ne știm de ani de zile și jucăm împreună și consider că asta este un lucru foarte bun pentru că ne ajută și în antrenament și în meci, pentru că ne cunoaștem foarte bine, știm o colegă unde vrea pasul și așa mai departe. În vârstă de 24 de ani, Cristina Șegalmi a ajuns la polo datorită mamei, care este antrenoare de înot. De altfel, Cristina se trage dintr-o familie de sportivi. Tatăl ei a fost semi-maratonist, iar bunicul din partea mamei a jucat fotbal la ASEA Târgu Mureș, dar și în Naționala României. Este polo un sport dificil? Da, este un sport foarte dificil, pentru că în primul rând trebuie să știi să înoți. Și în al doilea rând este un meci de box în apă, deci pe lângă asta ne mai și batem. Deci da, este un sport foarte dificil. Și cum e să te bați la polo? Câteodată îți încăsezi lovituri fără ca arbitru să te vadă și e frustrat că tu îți iei picioare, pumn sub apă și nimeni nu observă chestia asta. Deși extrem de tânără, Cristina evoluează deja de 10 ani pentru România. De altfel, la doar 14 ani, sportiva născută la Târgu Mureș a marcat primul gol din istoria Naționalei Feminine de Polo a țării noastre. Atunci când am dat primul gol, eu în apă nu știam treaba asta. Am aflat abia după meci, când a venit lumea la mine și mi-a spus că am marcat primul gol pentru echipă. Și atunci am realizat că da, într-adevăr așa s-a întâmplat. Deci eu am aflat abia după. A fost un sentiment plăcut. Ce înseamnă pentru tine să evoluezi pentru echipa națională a României? Pentru un sportiv, întotdeauna este o bucurie să evolueze pentru țară. Unde ți-ar plăcea să ajungi cu echipa României? Normal că la Olimpiadă. Însă consider că momentan nu sunt șanse, dar să sperăm că următoarea generație o să aibă mult mai multe șanse să ajungă acolo. Pentru Steaua, următorul turneu din Superliga Națională Feminină din actualul sezon va avea loc la Oradea în perioada 10-12 noiembrie.